Apropierea alegerilor lasă măștile să cadă și poartă interesele politicienilor în căutarea unor noi scaune călduțe, sigure și bine plătite. Se întâmplă și în Mehedinți, unde politicienii au început să-și dea rama pe față și să-și manifeste deschis opțiunile politice ținute ascunse. Primul exemplu pe care îl vi prezentăm astăzi este cel al Alinei Tăiș. Ajunsă deputat după demisia din Parlament al lui Constantin Trușcă, Alina Teiș își arată în prag de alegeri adevăratele interese. Mai exact, conștientă de faptul că că nu va mai prinde un loc eligibil pe lista propusă de PSD la alegerile parlamentare, Teiș și-a mutat cuibul în curtea Organizației Pro-România, cu promisiunea la purtător că va fi prima pe lista de parlamentare a formațiunii politice. Un mesaj lacrimogen postat pe o rețea socială confirmă ceea ce se știa deja de mult timp. Din anul 2012, de când m-am înscris într-o mișcare de centru stânga, mi-am asumat, respectat și promovat principiile social cu sinceritate și fidelitate. Așa își începe încă deputatul de Mehedinți Alina Teiș, discursul lacrimogen pe Facebook, prin care își anunță plecarea din PSD. Mesajul nu face decât să confirme ceea ce se știa de mult și nu reprezintă o noutate pentru socialdemocrați, care anticipau gestul acesteia în condițiile în care Alina Teiș nu se mai regăsea pe lista de propuneri pentru Parlament. Evident că mirosul trandafirilor social nu a mai fost în aceste condiții deloc pe placul deputatului Mehedințean, care și-a câștigat locul în Parlament, ascunsă pe o listă de propuneri și fără să fie avut merite politice evidente și considerabile pentru organizația PSD Mehedinți. În continui drumul alături de oameni în care cred și mă regăsesc luptând pentru adevăr și dreptate pentru județul Mehedinți, pentru mehedințeni. Nu am părăsit socialdemocrația, am părăsit numai o conducere locală fățarnică, mincinoasă și lașă care hotărăște unilateral în numere unor mehedințeni care au crezut sau încă mai cred că tot totul va fi bine. Cu alte cuvinte, deputatul PSD Alina Teiș a realizat brusc că nu va fi bine și că nu a fost bine. Desigur, decizia acesteia vine după ce s-ar părea că nu mai era în cărți pentru locul căldus din Parlament, așa că a negociat un alt post bine plătit din bani publici la o altă formațiune politică și anume Pro-România, al cărui președinte în mehedințe este nimeni altul decât Adrian Duicu. Este adevărat că doamna Teiș nu precizează nimic despre acest lucru în postarea lacrimogenă de pe pagina sa de socializare, ci doar faptul că vrea să pună în lumină o social de democrație mai europeană. Mă voi întâlni în continuare cu dumneavoastră pentru ca împreună să construim un proiect politic și administrativ cu și pentru mehedințeni, punând în lumină o social-democrație adevărată, modernă, europeană. Alina Teiș se adresează în postarea sa alegătorilor, însă omite să precizeze că nu datorită voturilor oamenilor a ajuns în Parlamentul României, ci datorită unei întâmplări după ce Constantin Trușca a renunțat la mandatul său de deputat. Gestul deputatei de mehedințe Alina Teiș vine în prag de alegeri în perioada când partidele politice și fac cărțile, așa că nu este de mirare că a ales să își manifeste acum adevăratele interese politice, ținute ascunse de ceva timp. Președintă și la organizația de femeia PSD Mehedin Steiș era una dintre cele mai infocate susținătoare a partidului, uimind adesea cu intervențiile sale în plenul Camerei Deputaților când vorbea despre aproape orice subiect pentru a demonstra că are activitate în Parlament. Acum însă trandafirii roșii ai PSD-ului nu mai miros la fel de bine pentru doamna Teiș, care speră să vorbească din toamnă de la aceeași tribună, dar dintr-o altă formațiune politică.